Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește o prăjitură cu brânză și cu geleu de portocale. Deci prăjitura se numește Fanta, prăjitura Fanta. Haideți să vă prezint ingredientele numai pentru blat. O să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să punem 5 ou, o să punem 5 linguri de apă, am măsurat, 5 linguri de zahăr, 5 linguri de ulei și 10 de făină, un praf de copt și o lingură de cacao. Deci asta o fi blatul și pentru cremă. Când fac crema, vă prezint ingredientele. Începem, dragii mei, și separăm ouăle. Uitați, deci albușul o punem aici în blit și gălbenușul o punem în boluț, aici, în spate. Poftim să o vedem. Așa că separăm albușul de gălbenuș. După cum văd eu, nu sunt așa de proaspăt ouăle, dar acum le-am cumpărat, ca să știți. Doamne, ce repede să spar. Doamne, că nici nu pot să o lovesc, că se sparg la mine în mână. Așa, o că n-am întâlnit și mi-e frică să dau cu ea. Nu vreau să intră gălbenuș, că atunci nu se bate. Și acum am separat, așa. Acum o să punem să batem albușuri. 5 albușuri și gălbenuș am pus separat. Batem bezeaua și punem după aia părânt zahărul, apa, uleiul și gălbenușul și restul. Deci tot să bate și să pune părânt. La viteză mică totdeauna, după aia la viteză mare. Aici ai măsurat 5 linguri de zahăr, dar nu le punem o dată, le punem fără. Zahărul, acum punem uleiul. Tot 5 linguri de ulei au fost. Deci am băgat tot ce ați văzut. Deci s-au pus 5 ou. Să vă spun încă o dată blatul, să nu ziceți că nu v-am spus. Deci 5 ou întreg, dar să bate separat. Să pune 5 de apă, 5 de ulei, 5 de zahăr. Și am pus cacao, că vreau să fie blatul negru. Și acum punem făina. 2 3
4, 5. Acum amestecăm ușor, ușor, ușor. Una, două, trei, patru, cinci. De 10 linguri de făină. Uitați, așa trebuie să arată, vedeți? De 10 linguri de făină ras, deci nu cu vârf. Normal, așa, o lingură normală. Uitați, așa trebuie să arată aluatul. Ați văzut? Uitați, așa. Și acum e gata. O punem în tepsie cu foaie de copt și o introducem în cuptor. Și lăsăm cât e nevoie. Eu nu am gradă la aragaz, așa că încercați cu ceva, să vedeți, cu bețișoare, cu scobitoare, cu ce aveți. Încercați și când e copt, atunci o scoateți. Nu știu cât durează până să face. 15-20 de minute, depinde de cuptor. Și acum facem cu lingura să fie uniform, vedeți? Să fie peste tot, așa. Gata. Acum vă arăt cum se face geleu de portocale. O să avem nevoie de 2 pudingi de vanilie. Aici eu am pus 4 linguri de zahăr. Voi, dacă vreți mai dulce, puneți 6, că normal la o budincă se pune 3 linguri. Eu am pus numai 2, ca să nu fie așa dulce. Și am 1 litru de suc de portocale. Deci suc de portocale, 1 litru. La un plic să pune jumătate de litru, dar eu fac 2 plicuri. Deci 1 litru de zamă de portocală, 2 budinci de vanilie și 4 linguri de zahăr. Asta le punem pe foc acum, sucul o torn într-o cratiță și le pun pe aragaz și o fierbem budinca. Dar prima dată dizolvăm budinca. Haideți să vă arăt cum. Uitați, punem budinca într-un boluț, așa, golim aici, să vedeți, imediat e gata. Și asta, după ce am golit, punem și zahărul, ați văzut? Peste. Și acum să vedeți, de aici, din litrul ăsta, punem peste 200, ca să putem bine, bine dizolva, înțelegeți? Uitați așa, dizolvăm. O să topește repede, repede și nu se face totul. Că nu rămână jos, sunt tărit, știți că asta are amidon și se întărește. Și atunci vreau să amestec bine, bine. Să topește și zahărul și să dizolvă și budinca. Uitați, s-a dizolvat bine. Și acum mă duc și ce a rămas, pun într-o cratiță și las să fiarbă. Când a început să fiarbă, turnăm compoziția și facem exact ca budinca. Numai că n-o fi budinca, o fi ca un geleu. Cum se vede, am pus sucul de portocală într-o cratiță, paragaz.
O lăsăm aproape de punctul de fierbere. Am amestecat aici separat, v-am arătat, în bolul ăsta budinca cu sucul. Și acum, uitați cum facem. O trag de o parte, aici așa, și turnăm budinca încet, încet, tot. O rămas așa, amestec și pun apoi pe foc și amestec într-una, într-una, într-una. Deci nu mă opresc până nu se îngroașă. Când s-a îngroșat, oprim focul și lăsăm un pic, un pic, până facem crema să se răcească, să nu fie foarte, foarte fierbinte când punem peste crema. Nu trebuie să fie rece de tot, dar trebuie să se răcească un pic, să nu fie foarte fierbinte. Deci amestecăm până să îngroașă toată compoziția, vedeți? Acum deja începe. S-a oprit ferbera că aia a fost rece, bineînțeles, și atunci acum încet, așa, și trebuie încet, încet, nu foarte tare. La mine nu mere mai încet focul. Ea trebuie să arată, eu deja am oprit focul, vedeți? Uitați-ți așa sticloasă, vedeți? Ce frumos a îngrășat. Și acum am oprit focul, lăsăm un pic să se răcească. Uitați, aici am golit-o repede pe tava asta, așa arată, e foarte pufoasă, uitați, așa m-a ieșit. O lăsăm și asta să se răcească și acum o să ne apucăm de cremă. Crema o să vină făcut din brânză de vacă dulce și cu frișcă, o să vedeți imediat. Acum vă arăt cum se face crema. Și pentru cremă o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Uitați, aici am 400 de grame de brânză de vacă dulce. Aici am 4 linguri de zahăr. Normal, dacă vreți mai dulce, puneți mai mult. Am o portocală, am tăiat-o în două căstori zama și coaja rasă. Și aici, uitați-vă aici că vă arăt, e măsurat, e 400 de mililitri de frișcă lichidă, care o să vină bătut acum, spumă, spumă. Și o să vină amestecat cu brânza. O să vedeți cum fac imediat. Asta o fi crema. Deci am pus frișca, vedeți, am golit în blit, că aici trebuie să bat. Și acum punem cana jos, luăm misterul și batem frișca, că asta ne trebuie prima dată la viteză mică și după aia la viteză mare, până gătăm. Nu vă țin? Da, vedeți? Așa arată. O punem deoparte, că o să avem nevoie de ea. Și am golit brânza într-un bol mai mare, unde pot să amestec. Acum o să, peste brânză, o să pun zahărul, vedeți? Uitați, așa, golim tot. Și o să pun zama de la lămâie. O punem zama de la o portocală, portocală, nu lămâie, portocală, și coaja de la, am răzălit, am pus în colț aici, de la o portocală, asta aruncăm. Și acum trecăm un pic brânza. Uitați, așa arată crema de brânză, am frecat-o cu zahăr, cu suc de lămâie și acum, uitați, de portocală. Luăm frișcă, vedeți, și punem în brânză pe rând și trebuie să amestecăm, să incorporăm brânza, adică frișca în brânză. Uitați, așa am făcut. Nu trai să batem, că n-avem un cotroc. Deci am pus toate frișca în compoziție aici. Și o amestecăm încet. Dragii mei, am gătat crema. Uitați-vă aici cum arată. Uitați.
Haideți să vedeți. Așa. Uitați, nu pică după lingură jos. Nu pică. Deci așa de tare. Deci e foarte tare moioșită. E adevărat că n-am pus multă frișcă. E jumate-jumate. Jumate brânză, jumate frișcă. Și are gust foarte bun de la portocală. Foarte bun. Acum, uitați, am pregătit blatul. Vedeți? Asta e blatul. Nu mai siropez, fiindcă pun direct crema, pun gelatina și o punem în frigider până mâine. Că jeleu. Musai, jeleu de portocale. Musai să steie peste noapte la frigider, că altfel nu putem tăia. Și acum punem crema peste. Uitați că nu pot să le... Doamne, că nu pică după lingură. Așa ceva. No, asta se poate deja și tăia. Vreau să pun o cremă mai groasă, să știți, și punem jeleu, să vedeți ce fain e jeleu, să faceți, să încercați, să vedeți bun, ce bun vă iese și să știți că jeleu puteți să faceți orice culoare, depinde de fructe, de sucul de fructe de care puneți, înțelegeți? Și acum pun urând de cremă și când pun jeleu, să facem uniform, acum le întind crema, după cum se vede, trebuie să mai pun aici, în partea asta, că nu e suficient. Așa, vreau să fie un pic mai groasă. Deci am încercat, acum bine, nu pot eu să fac fix. Acum asta e, n-am eu o sculă specială, eu așa cu mâna, pentru noi e bine, nu facem la comandă, ei facem pentru noi, așa, vedeți, am încercat să îndrept colțurile, așa, cât s-a putut, vedeți, uitați, așa, peste tot, acum nu e chiar perfect, dar încercăm. Să o facem cât se poate. Uitați, aici mai trebuie un picuț, că e înăuntru. Așa. Și acum să vedeți cum punem jeleu de portocale. Asta e jeleu de portocale. Foarte bun, am gustat. Dar să știți că eu mai bag un pic de lămâie să fie mai acrișoară. Dar o vreau mai acrișoară să fie. Uitați, eu am luat aici o jumătate de lămâie și vreau să storc în ea. Și dacă vreți, faceți și voi, să vedeți. Amestecăm încă, să știți că nu s-a răcit complet. Și mi pun, acum eu nu mai stau, eu pun peste, dar mi-e frică să nu curgă, știți? Că e caldă, nu e fierbinte, dar nu e răcită, e călduță. Normal, trebuie un pic să fie mai rece decât e acum. Am amestecat și lămâia. Acum e mai acrișoară decât a fost. Să vedeți ce bună e. Și acum, uitați, punem așa frumos. Cum v-am spus, nu e răcită. O să pun mai puțin, știți, ca să pot să o întind să nu curgă pe jos. Ca să fie numai pe deasupra, că o să vină băgat în frigider până mâine. Și să vedeți mâine când o tai ce bine arată și ce culoare frumoasă are. Deci negru, alb și galben. Deci splendoare, dar nu numai că culoarea, gustul să vedeți. Dacă și puneți în jeleu ăsta lămâie, cum am pus eu, ați văzut? Deci ea era acrișoară, dar eu am mai pus în ea lămâie. O jumătate de lămâie am stors, foarte bună, e acrișoară. Acum mă scuzați că trebuie să pun așa cu lingura ca să nu meargă pe jos. Știți că încă e călduță și nu vreau să curgă. Și atunci pun așa pe cât e un pic unde trebuie ca să fie uniform. Așa, mai un pic în colțul ăsta. Atât.
Deci acum numai o îndrept, că iau cuțitul și o îndrept aici mai. Nu. Marianu îmi zice că aici nu este pe colțul ăsta. Nu credeți-mă că nici nu mai văd bine. Că n-am nici ochelarii la mine și eu văd cam greu fără ochelari. Acum numai întind, așa puțin, numai apăs pe ea, un pic așa, cât de cât, știți, să fie, să nu rămână, acum o să curgă poate un pic pe lângă, dar nu-i nimic, că eu tai marginile jos. Mâine. Așa. Și acum, cât de cât, eu zic, acum nu-i perfect, dar eu zic că le-am îndreptat un pic. Ați văzut cum s-a întărit? Și până mâine se mai întărește. Na, atât. Nu mai pun. Așa rămâne. Și acum o să facem curat. Asta punem în frigider. Deci, dragii mei, așa, asta e prăjitura Fanta. Acum nu rămâne decât să o punem în frigider. Să lăsăm să stea la rece. Trebuie să stea peste noapte. Și mâine, când o tai, vi-l prezint. Și vreau să vă mulțumesc că ați fost alături. Vă rog să încercați și voi, că nu o să vă pare rău, că e o prăjitură foarte ușoară, simplă și foarte gustoasă. Și sigur o să vă placă, că e foarte acrișoară, foarte bună. Dragii mei, am scos prăjitura de la frigider, se poate tăia, anume ca să tai, să o vedeți. Și acum o tăiem, așa arată. Și o tăiem și o gustăm. Ce gustare! Uitați, tăiem așa o felie până jos, că a stat la frigider și acum se poate tăia. Vedeți? Și acum o punem pe tocător ca să vedeți ce frumos arată. Uitați cum arată. Și tăiem felii. Uitați! Tăiem în jumate, în două. Acum, ca să o vedeți, uitați cum arată și n-am untru. Și acum o să le facem felii micuțe. Așa, poftim și acum le punem aici și asta este prăjitura noastră. Uitați așa arată, sper că vă place cum a ieșit. O să vedem și gustul. Uitați, așa au rămas. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Vă rog să încercați, să gustați. Vă pup, vă iubesc. La revedere!